periculoase sunt cele pe GPL și cele pe lemne, pentru că nu sunt reglementate de lege foarte bine și atunci se fac multe improvizații. Centralele pe GPL, conform normativelor în vigoare, trebuie alimentate numai de la depozite exterioare. E interzis alimentarea de la butelii individuale de GPL. Pot apărea probleme atunci când se golește butelia. Utilizatorul întoarce butelia cu capul jos sau o zgâlțe. Este un pericol în exploatare. Un gaz numit pentan ce se găsește în butelie, pe lângă propan și butan, poate să ajungă în vana de gaz. Aici atacă părțile de cauciuc și poate apară scurgere de gaz. Și dacă se arde gaz direct în cameră, rezultă apă din această ardere. Deci poate să apară mucegai, grasie, să afecteze sănătatea. Cel mai bine ar fi să se folosească o metodă de încălzire care nu crește umiditatea în cameră. La centralele pe lemne se fac iarăși improvizații. Un exemplu comun de greșeală de montaj este montarea de robineți între cazan și supapele de siguranță sau între cazan și vasul de expansiune. Acestea sunt elemente de siguranță și între ele și centrala termică nu trebuie montate elemente de închidere. De la sobele cu lemne poate apărea monoxidul de carbon? Da, din arderea lemnelor apare monoxidul de carbon. Și acesta se degajă în cameră atunci când soba nu funcționează bine. Cursul nu a fost curățat, este foarte vechi. Monoxidul de carbon este un ucigaș silențios, nu se simte în cameră, nu are miros. Focul preia din cameră oxigenul pentru ardere. La cât timp ar trebui aerisită camera? Camera în care există o sobă ar trebui să aibă o priză de aer proaspăt, o grilă de ventilație sau să se aerisească de câteva ori pe oră. Trebuie făcută o verificare anuală a coșului de fum cu coșar autorizat. O soluție este folosirea în cazul sobelor și cazanelor pe lemne de detectoare de monoxid de carbon, iar pentru centralele pe GPL, un gaz mai greu, detectorul trebuie montat în partea de jos a încăperii. Dacă o centrală termică nu este montată corect, nu este un pericol doar pentru utilizator, este un pericol public, afectează vecinii, oamenii din jur și poate provoca un dezastru.